Mamă, nu mai... Să-mi bag picioreta! Pui mei, ce a fost asta? Dă-te-n pui mei că m-am speriat la Fortnite. Dacă vrei să mă susții, poți folosi codul Andriru pe itemshop și dacă cumperi de peste 500 de V-Bucks, o să te adaug la prieten dacă îmi trimiți filmare pe Instagram. Mulțumesc! Salut, tuturor! Eu sunt Andrei și bine am găsit la un nou clip. De această dată aterizăm în Dirty Docks. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să continuăm seria noastră de Fortnite. Ne jucăm cu unul de cele mai discutate skin-uri din ultima vreme, Ghoul Trooper, care într-un final a apărut pe item shop și am o mare veste pentru voi. Sunt bântuit. No joke, sunt bântuit. Deci o să vă explic care este treaba cu bântuiala asta și prin ce mă refer eu că sunt bântuit. Nu ți-ai dus pe unde trebuie, boss. O să vă explic ce înseamnă prin ce sunt bântuit. În ultimele meciuri, mai exact 4, de fiecare dată am pierdut cu 6 kill-uri. De fiecare dată în ultimele 4 meciuri. Nu mai știu ce să mai zic. În primul meci cu 6 kill-uri, în doilea meci cu 6 kill-uri. Dacă asta nu e bântuit, eu nu știu ce e, frate. Cred că e de la skin-ul ăsta, sincer vă zic. Deci primele kill-uri le fac ușor, bine mersi la început de meci cu o grămadă de kill-uri. Și după, ce să vezi, am murit. Aolo. Dacă și meciul ăsta se întâmplă la fel, nu-mi place. Nu-mi place. Vedeți? L-am omorât și pe ăsta. Am 3 kill-uri. Mai trebuie să mai fac încă 3 kill-uri. Și după o să mor. Și după o să mor. Ne... Bă, să vreau asta. Nu vreau eu să mor, dar așa o să mor. Pentru că așa sunt eu bântuit de skin-ul ăsta. Deci cred că e de la skin-ul ăsta. Mă jur că cred că e de la skin-ul ăsta. Hai, frate, veniți să încoace. Să știu până la capă. Dacă ești meciul ăsta mor cu 6 kill-uri, nu mai dau anistat la joc. Mă duc să mă spovedesc după meciul ăsta. Cred că mă duc să mă spovedesc după meciul ăsta. Oh my god, man. 5 kill-uri. Bă, deci chiar nu vreau să am dreptate. Bă, deci chiar nu vreau să am dreptate. Deci cred că sunt bântuit. O să vă pun acum câteva secvențe. Dacă cumva meciul ăsta nu mor. Dacă și meciul ăsta mor, o să fac un montaj cu kill-urile astea. Că am mereu mur de 6 ori cu 6 kill-uri. Uitați-vă de câte ori am murit cu 6 kill-uri. Mă cred pe creativ la cum construiesc eu. No! Ule. No! No, deci sunt bântuit. Sunt bântuit. Sunt bântuit. Sunt. Bă, nu e ok. Da, de fiecare dată am murit cu 6 kill-uri. Deci, nu știu ce să mai zic, frate, dar de fiecare dată mor de 6 kill-uri. Cu 6 kill-uri. Nu mai știu ce să mai zic, frate. Deci chiar nu mai știu ce să mai zic. A cui e mâna asta? Spuneți-mi și mie. Vreau să vă mulțumesc oricum și în acest clip, cum am zis în fiecare încercare. Vă mulțumesc super mult pentru tot suportul acordat la ultimul clip cu Mamaie. De s-au strâns 20.000 de like-uri în nicio săptămână.
S-au strâns 20.000 de like-uri și am cerut 10.000 de like-uri. Băi, ce e asta, frate? 20.000 de like-uri, am cerut 10.000 de like-uri ca să nu se facă. Și de unde, frate, că s-au făcut? Ce ai crezut? Țeapă cu metre. Da, frate. Am cerut 10.000 de like-uri ca să nu se facă, sau să se facă mai greuț, să nu trească să facă așa de des, etc., știi? Dar de unde, mă, că se face? Se fac. Apare chiar se fac. Da, mă, nu știu, deci, oficial, cred că sunt bântuit. Cred că sunt bântuit, mai trebuie să mai fac încă un kill. Și după, să mor. Pentru că așa e regula, știi? Deci, nu știu, frate, e prea ciudat. E prea ciudat. Dacă meciul ăsta este win, cred că s-a dus ăsta blestemul, nu știu cum s-a dus, dar s-a dus. Ce e important este că s-a dus. Aoleu. Ia. Avem un chest aici. De chestul. Bă, aș cam avea nevoie. Aș vrea să mai țin. Oh, am înțeles. Oare dacă cad în Ah. Good to know. Frumos. Deci pot să mă arunc, cred că, în astea fără să iau damage. Am impresia. M-am uitat în chest. Jos? Nici nu mai știu unde e, nu mă mai interesează. Mă mai interesează. Vreau doar să supraviețuiesc. Deci cred că scopul meu să fie să supraviețuiesc până la final și să fac ultimul kill. Da, bă! Am fi antent! Bă, tactică. Deci să nu mai fac niciun kill și pe ultimul om să-l omor, ca să fie 6 kill-uri. Că după, dacă fac mai mult de 6 kill-uri, mor. Cred că așa funcționează cu gultruperul ăsta. Nu te lasă să faci mai mult. Aoleu, frate, deci sunt prea prea. E 1:18 dimineața. Mă chinui de la 12. 1:18. Deci nu mai știu ce să mai zic. Și dacă mă întreabă de ce se vede invers, este pentru că webcam-ul este invers. Da, și vedeți că mâna mea este, zici că mă joc cu stânga, dar nu mă joc cu stânga. Doamne. Hai să vedem de ce mai dăm până la finalul meciului. Ar fi drăguț să iasă meciul ăsta, chiar ar fi drăguț, chiar n-ar strica. Și nu uitați, guys, dacă sunteți noi, să dați acolo pe butonul de subscribe, pentru că doar 60% dintre voi nu sunteți abonați. Zici că doar 60% dintre voi nu sunteți abonați. Și, guys, nu uitați, dacă sunteți noi, să dați acolo pe butonul de subscribe, pentru că 60% dintre voi nu sunteți abonați. Bă, te știu acolo, te știu, nu ești abonat, dar te uiți la live-ul. Și, guys, nu uitați, dacă sunteți noi, să vă abonați. Știu că acum e 100% minim 1, cu siguranță, sunt cel mai sigur, minim 1 nu este abonat, așa că dă acolo pe butonul de subscribe, apasă pe clopoțel ca să primești notificare și să fii pe fază când mai facem alte live-uri nebune cu concursuri, să ne jucăm cu abonații, giveaway-uri și etc. Ca să fii pe fază și când mai postăm reacții nebune, că văd că vă plac. Oh my god, guys, hai să-i dăm drumul la treabă, că chiar cred că e o idee bună ce am zis, deci să nu faci niciun kill și ultimul kill să-l fac ca să fie win. Cred că asta e soluția. Asta e singura soluție. Da. Mamă, de ce cu ceața asta, frate? Mi s-a mai întâmplat cu ceața asta de nu știu câte ori. Ce naiba? Și dacă mă întreba de ce m-am pus să filmez de la ora 12, păi am zis, bă, hai să filmez și un clip pentru mine și da, la ora asta. Și acum că nu vreau să mă las pe gubaș. Și când am observat că de fiecare meci mor cu 6 kg, eram gen, băi, ceva nu e ok, ceva e putre la mijloc. Pă bune. Fără mișto. Uite acolo, oameni. Să mă duc să mă bag cu ei? Nu știu ce să fac. Ăsta nu știu cine a tras. Nu mă întrebați. Prefer să nu știu. Am 6 kill-uri. În momentul de față sunt condamnat. Dacă fac 7 kill-uri înseamnă că am scăpat de blestem.
Sau blestemul s-a schimbat, nu știu. Bă, nu e ok, bă. Sunt prea... Bă, nu e ok. Pe bune, găsiți-mi explicații în comentarii. Aștept explicații în comentarii. Cum o să mură atâtea meciuri cu 6 kill-uri? În atâtea meciuri. Mă, 1, 2, dar... Cât erau? 3, 4? Pă bune. Sunt în mijlocul zonei. Dacă nici eu nu sunt prea... Nu aș vrea să fiu așa, dar nu știu, nu vreau să stau chem, vreau să mă duc pe ei, dar nu știu unde să mă duc. Ăla e făcut de mine acolo. Asta a tras cu rocket la un celulat, dar nu știu cine a tras. Reload le-am dat la toate, sunt ok. Hai să iau așa. Ușor, ușor. Sincer, nu știu cum să joc. Aș vrea să fiu live ca să vă aud părerea. Pe bune. Și punctele pe care le-am eu acum la Arena 870 sunt făcute doar meciurile astea de astăzi. Ca să înțelegeți, e primul meci. E prima zi în care mă joc pe sezonul ăsta. Că uitasem de Arena să mă joc. Mă, poate mi-am un snipe. Poate rogăm fără snipe-uri. Ok. Am dat ce vizibilitate am să-mi bag picioreta. Nu știu, mă, sunt prea panicat. Nu vreau să mor, nu vreau să mă mai chinui iar. Pe bune. Nu e frumos. Pune că blestemul s-a dus. Mamă, de ce e așa abandonat și nu e niciun... Nici o activitate, nimic. E gol. Pur și simplu gol. Și eu n-aș pleca. Că e prea cam deschis. 180. Bine. Mă uit așa după... Chiar nu vreau să mă doresc cu un snipe, deci acum mă feresc de moarte. Aștept moartea să vină, știi? Ce să joc cât mai safe pentru moarte. Hai că mai avem niște chesturi până atunci. Nu știu, aș putea face cu chesturile astea. Cam deja tot ce-mi trebuie. Meciul arată promițător. Sper să fie așa. Măi, îmi urăsc harta asta cât de în câmp deschis e. Poate să-mi iau snipe din prea multe locuri. Pe să nu fie de ăștia jucători transpirați acum. Nu știu unde e lumea, nu știu unde e lumea. Băi! Mă doare gâtul. Unde e toată lumea? Zona e pe mine, nu e pe mine. Ok. E bine ca să mă mai mișu. Dacă era aici nici cum mă mai mișcam. Bine, era logic. Uite-te ce câmp deschis e, frate. Să traversez. Văleu. Nu știu unde sunt playerii, bă. Unde sunt ăștia, mă? S-au evaporat și mă așteaptă unul la final ca să nu câștig. Nu e așa? Să nu fac eu primul win cu ăsta, cu Ghoul Trooper. Hai frate, e 1:30 dimineața. Ai milă. Ok.
Situația e chiar nașpa. Pentru că chiar mă simt puțin așa speriat că nu găsesc pe nimeni. Și sar în continuu să nu cumva să-mi iau sniper. Pentru că uitați-vă ce câmp larg este ăsta. N-am văzut un player. Primul player. Un player acolo. Doi playeri? Era și cazul să mai văd și eu. M-ar fi să ascundă unul într-un boschete. Da, am chef de surprize, frate. Are. Faci, man. Ea nu singur care mai sunt în viață. Mai e ăla. Mă duc în zonă. Nu, mă duc în zonă. Mă duc în zonă. Fuck this, nu mai. Maria, Maria. Aolo. Ce naiba, mă, nu mai știu, mai scriu nimic. Scriu, doamne, construiesc. Ce scriu, mă? Care erau șansele? Nu înțeleg. Unul e acolo. Nu. Hai mă, de câte ori mai ai bulan? Mă duc pe ei. Nu mai am ghinion. Șapte kill-uri. N-am ghinion. Mi s-a dus blestemul. Subscribe și like. Am trecut prin multe la viața mea. Guys, vă rog. Nu se poate, bă, deci nu mai pot. E 1:30 dimineața, guys. Cam asta a fost cu acest episod, sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut și v-ați amuzat, dați pe butonul de like și abonați-vă dacă sunteți noi. Nu uitați să folosiți codul Andrei Rău pe Item Shop și pe viitoare v-am salutat, bye bye!